vă salut. În 1989, ficiorul, al doilea ficior, Genadie, a mers la școală. Erau atât de curioși, dorniți de școală. Uh, erau mulți șori, 68 de copii. Dar ea că când nu aveau abecedare. Noi abecedarele le-am cumulat din paginile ziarelor Moldova Suverană și Literatura și Arta. Uh, Undeva timp de o lună, dacă nu greșesc, sau poate mai mult, a fost tipărit abecedarul în întregime. Și atât așa, copilașii noștri au mers la școală cu abecedarul din uh, foile de Da, da, da. Și uh, ce culmea că feciorul mai mare deja era, adică avea abecedar de ce, din chirilică. Și ei învățau, adică concomitent, în sensul că s-au deprins cu ambele deci, alfabete. Totodată, eu aici, eu zic, 1 septembrie, gata, mâine mă duc la școală, dar nu mai imaginar. Nu mai predați. Nu, no, gata. El noi știți, copiii sunt foarte puțini, îmi spunea cineva că sunt 170 de copii anul acesta. În toată și... școala, toate clasele. Poftim? Toate clasele împreună. Da, gimnaziu. Dar e numai gimnaziu, nici nu aveți un liceu în sat. a fost, a fost când erau un, un, număr mare de copii, dar acum pleacă, mă uitam de una zi. o informație, 22 de mii au plecat într-o zi în țară. Și vreau să vă mai leagă încă ziua limbii, 1 septembrie, de magazinele de cărți. V-am trimis fotografii și vă rog să le afișați. Însat, noi am avut un magazin de cărți. Inițial, timpuri când eram eu clasa 7-a, a 8 cum procuram cărți și personal noi le cumpăram. După aceea, acest magazin s-a făcut într-un magazin pe frontispiciu era scris Crugozor. După Crugozor s-a numit Luceafărul. Clădirea este și astăzi, doar că este o clădire privată sub un magazin alimentar. La noi, la noi în sat era Luminița. Așa, s-a prefăcut în Crugozorul, s-a prefăcut în Luminiță, dacă nu, la noi în sat, în satul Burlacu. A, da. a zis Luceafărul, e altceva. Da, e Luceafărul în Cahul, vreau, am încurcat, am anticipat. În centru raional, în Cahul, magazinul care era crugozor, magazin de cărți, literatură artistică, s-a prefăcut în Luceafăru. Dar de acum... cele din sate Luminița și cele din centrul raionale Luciaforu, că și la noi, la Sângerei, tot Luceafărul era. Da, da, da. da. Dar culmea, să vedeți că pe frontispiciu acestui magazin este scris mebeli, într-o la mijloc a și ceilalți parte knighi. <coughs> și acest magazin este situat chiar la coasta, spate că nu departe, peste drum de, de Consiliul Raional. Și chiar bănuiam eu, dar oricum am să merg și am să-i întreb, chiar se admite așa ceva, măcar ori schimbi, ori scrie bine mobilă, sau că în magazine acum îți dai seama că poți să vezi orice. Deci că acolo se vinde și mobile și, adică, și cărți de care, adică literatura artistică, manuale, nu știu, eu dar de acolo literatura artistică mai procur. Și încă mi-a atras atenție la, în centru un Cahul, centru de creație pentru copii și care avea denumirea deci în de numirea Mioriță, dar acum după renovarea treptelor și deci acolo v-am trimis dumneavoastră, rampă de acces este construită. Apropo, apropo de magazinul ăsta lui nu are nici rampă. O să, eu v-am filmat și a făcut, am făcut nici, și un prag cu de lui. Și vă spuneam despre magazinul, despre centru de creație din Cahul. Mi-a atras atenția frontispiciul, o mozaică atât de frumoasă, construită în G, 1986. Inițial eu zic, da, deși un îl inversat, dar domnii care instalau acolo ușa spun și că pe acolo e G, e God. A, a eu nu am dat. Nu, nu știu, deși eu m-am gândit că, practic, de ce te... Am o profesoară de limba rusă, că ați uitat limba <gătă -i> rusă. Da, mă, e... Dar nu era nici punct. Eu bănuiam că trebuia să fie Dar punct. În anul 86, cam ce Regim era și ce era regină. Păi, rusa era, dar nu era, adică nu era măcar o bucățică de mozaic cu alt culare, ca eu să, să pot delimita, știți cum. Nici spațiu, să vede că... Și vetele... au, renovând, au distrus mozaica aceea? Nu, nu, nu. Nu, eu, nu. Mozaica este, este, așa și-a rămas doar aspectul uh, fațadei l-au renoit și treptele le-au schimbat, dar mozaica mi-a plăcut, e o mozaică frumoasă. Așa că, deci cam acestea sunt emoțiile de, legate de 31 august. Țin minte, în primul rând, abecedarul cu sut din noi părinții din, 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 fo din foile unui ziar. Și magazinul de cărți și centrul de creație. Magazinul de cărți și centrul de creație, da.